În Liga 1 de futsal a României s-au desfășurat meciurile din cadrul etapei a 7-a, mai puțin derbiul campionatului dintre FC Auto Bergamo și CS United Galați. În celelalte două meciuri, ACS Vest Deva a întrecut pe Luceafărul din Buzău cu scorul de 5-4, iar Futsal Club Odorheiul Secuiesc s-a impus la Cluj cu 20-2, trecând astfel provizoriu pe primul loc datorită golaverajului. Așa cum ne-a obișnuit echipa de Viana, a început partida cu un joc agresiv, punând presiune pe apărarea oaspeților. Joc ce a dat o roadă, echipa de Viana reușind să deschidă scorul prin Alioani în minutul 2. Deși se anunța un meci spectaculos, deveni s-au mulțumit să apere avantajul, până la pauză fiind doar o singură fază de reținut în minutul 13, când mingea s-a plimbat pe linia porții lui Brașoveanu, refuzând să o depășească. Repriza a doua a adus și spectacolul, spectatorii putând vedea 8 goluri în acest mitan. Mai întâi, Luceafărul egalează la 1, scoțând echipa de Veană din letargie. Astfel, Westul marchează prima dată prin peptea. Luceafărul răspunde și egalează din nou în minutul 8, printr-un șut de la distanța lui Mălaiu. Pe fondul unui joc bun al oaspeților, Deva trece în avantaj prin același Alioani, creând o ușoară dezamăgire și dezorganizare în apărarea buzoienilor, fapt ce a dus la un autogol al acestora în minutul 11. Cu 8 minute înainte de final, Luceafărul înscrie din nou, însă Deveni răspunde în același minut prin Răzvan Radu, după un schimb de pase cu Mimi Stoica. Cu 4 minute înainte de finalul meciului, buzoienii reduc la un singur gol diferența de pe tabela de marcaj, în urma unei faze fixe terminate cu un șut violent de la distanță executat de Dumitru. Chiar dacă ambele echipe și-au mai creat ocazii de gol, scorul pe tabela a rămas neschimbat până la final, consemnând victoria Devenilor cu 5-4. O partidă bună din partea noastră, am controlat jocul și în prima și în a doua repriză, din păcate am luat 4 goluri, important e că am marcat cu unul mai mult. Cred că avantajul de partea noastră putea să fie puțin mai mare în seara aceasta, dar important este că am reușit să câștigăm meciul. Astăzi, de la ora 17, se va desfășura derbiul campionatului, meci ce va stabili vârful clasamentului și va fi transmis în direct pe Digisport 2.